10 autoturisme au ajuns în curtea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova. Mașinile noi-nouți au fost repartizate polițiștilor prahoveni pentru a fi folosite în misiunile rutiere, desfășurate pentru siguranța participanților la trafic. Autospecialele nou intrate în dotarea IPJ Prahova sunt echipate cu motor pe benzină, având capacitatea de 1200 cm3 și 90 de cai putere, fiind prevăzute cu sisteme optico-acustice destinate activităților de poliție rutieră. Prețul unui astfel de autospeciale a ajuns la 11.496 de euro cu TVA, incluzând aici și dotările suplimentare. Programul de înnoire a parcului auto, inițiat de Ministerul Afacerilor Interne, a debutat în 2014, când Poliția Română a fost dotată cu 257 de mijloace de transport destinate muncii operative, dintre care 15 motociclete, iar de la începutul anului 2015 i-au fost repartizate încă 2386 de vehicule destinate structurilor operative și celor de ordine publică.